dorința mea la orice predică. Să nu cumva să plictisesc pe cineva. Să nu văd pe cineva moțăin, să nu văd pe cineva dezinteresat că se uită la telefon sau altceva. Dar aș dori să vă ridicați pe picioare și vă să citesc un text din 1 Ioan 3, început cu versetul 1. E un text extraordinar, extraordinar, extraordinar. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-au cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejde aceasta în El se curăță după cum El este curat. Vă rog să ocupați locurile. Cine vrea să se mai dezmorțească poate să rămână în picioare, dar să fim cu toți atenți pentru că o să aduc niște lucruri frumoase pentru mine, în primul rând. Mie mi-a adus multă bucurie și sper să o aveți și dumneavoastră împreună cu mine. Marți am început să dezvălui predica și pentru că au fost puțini și pentru că am avut impresia că nu s-a prea înțeles despre ce e vorba, aș vrea să repet puțin și exemplele. Acum îmi cer iertare, frate Cristi, sper să nu te plictisesc pe tine. În special pentru că dumneavoastră ați auzit predica, adică începutul predicii. Dar totul se leagă și pentru că sunt mulți noi, vreau să repet. Predica mea se numește Identitatea creștină. Și aș vrea să încep prin importanța, primul punct este importanța unei mentalități. Importanța unei identități. Și aș vrea să deslușim puțin ce înseamnă asta. Ce înseamnă să ai o identitate? Ce înseamnă să ai o mentalitate? Știți că nu de mult îmi căutam chirie disperat și mă rugam, ba de Beni, ba de... Unde e Beni? Beni, iar am treabă cu tine astăzi. Unde e Beni? Unde? Nu a venit astăzi. Oh. El m-a ajutat mult la chirie și într-o zi a venit cu mine și am zis, i-am închis niște bani și zic, Beni, te rog, pentru că m-ai ajutat. Și se uită la mine. Mă, ia banii, ce faci? Că ai fost cu mine, ți-ai pierdut timpul cu mine. Și îmi spune el așa, acum îl laud. De multe ori, monstru. Dar îl laud. Am zis, de ce nu vrei să iei bani de la mine? Pentru că eu sunt burjor. Nu înțelegeți greșit. N-a fost aroganță. Mă, dar zic, dar și ce are că ești el? Mi-am dat seama, cuvintele alea pentru mine au spus mult. Știi ce am spus, ce am înțeles prin asta? Că el are o identitate nobilă. Și Domnul să vă binecuvânteze, frate Cristi, că i-ați crescut așa. Ei se comportă nobil. Eu sunt bujor. Fiecare dintre noi trebuie să aibă o mentalitate nobilă. Pentru că am citit că fiecare suntem copii de Dumnezeu. Eu sunt fiul de Dumnezeu. Aleluia! Mi-a plăcut. Mi-a plăcut mult și nu lui niciodată. Pentru că eu am o creștere, pentru că am un bun simț, pentru că am o inimă, pentru că părinții mei m-au învățat să trăiesc frumos, să ajut. Bineînțeles că am stăruit de, în fine. Dar important era atitudinea lui. Mi-a plăcut. Și dacă mergi așa în viață, vei birui. Vei merge bine. Un alt exemplu v-am spus despre Thomas Edison. Nu știam numele marți, dar este vorba despre cel mai mare inventator al Americii, care a inventat și becul, care noi folosim astăzi. L-a dus părinții la școală și după scurt timp a primit o scrisoare, a trimis-o directorul pe el la mama lui. Mama o deschide și începe să plângă. Și Thomas spune, mamă, ce se întâmplă? Și spune, printre suspine mama lui, directorul spune că școala noastră e sub nivelul tău, sub intelectul tău, sub nivelul tău de inteligență.
Și ar fi bine să te dăm la o școală mai înaltă sau la studii mai superioare. Și eu am să mă ocup de educația ta. Și asta s-a întâmplat. Mama lui l-a educat personal, l-a învățat și în timp știm că a ajuns să fie marele Edison. A avut cele mai multe invenții și cele mai multe invenții practice, care noi le folosim, pentru care vă spuneam becul. Dacă vreți să citiți despre el, mai multe invenții, citiți, să vedeți pe Wikipedia ce găsiți despre el. La bătrânețe, mama lui moare și îi rămâne biblioteca în moștenire. Caută prin bibliotecă și găsește acolo biletul care l-a primit mama lui. Deschide biletul și citește. Și este stupefiat să afle că acolo scrie altceva și spunea: elevul dumneavoastră este retardat mental, este sub nivelul școlii noastre, nu ne pierdem vremea cu astfel de elevi. Și vă dați seama ce șoc a fost pentru el? De ce v-am dat acest exemplu? Dacă n-ați înțeles Marx, este vorba despre ce mentalitate ai și cu ce mentalitate te hrănești și hrănești pe cei din jurul tău. Dacă tu crezi despre tine că ești un retardat, că ești un slab, că ești un păcătos, da, ești un păcătos, dar ce identitate ai primit în Hristos? Dacă tu zilnic îți spui, eu sunt un păcătos, dar tu ai fost iertat la cruce, tu ai dat viața ta păcătoasă lui Iisus și ai primit viața lui Iisus în schimb. Tu mai ai dreptul să spui tot timpul așa? Dacă tu te hrănești numai cu ideea asta, riști să trăiești păcătos. Da, eu sunt un păcătos și sunt un nimica fără Iisus, dar în Iisus, ce sunt eu? Mai mult ca biruitor. Și ce spune aici Ioan? Că suntem? Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și spune că vom fi, dacă vom fi, nu spune, suntem. Aleluia, slavă Domnului. Vă mai dădeam încă un exemplu, deci asta a fost un exemplu pozitiv. Ce înseamnă să aduci o mentalitate bună și să te hrănești cu o mentalitate bună? Mama aceasta l-a hrănit cu o mentalitate extraordinară și a făcut din el un geniu. Biblia merge pe același, Noul Testament merge pe aceeași idee. Tot timpul Iisus ne numește frații lui, ne numește copii de Dumnezeu, pentru că El sădește noi mentalitate și vrea să trăim ca atare. Apoi, vă spuneam că un deținut în America i s-a dat sentința de moarte prin electrocutare. Vă spun pe scurt, care l-au auzit să plictisesc deja, dar i s-a propus ca să aibă o alternativă, o moarte mai ușoară. Și un doctor i-a spus, vei avea o moarte mult mai ușoară dacă accepti, și anume o să-ți facem o disecție la venă, știi, sângele tău o să se scurgă încet și o să mor liniștit, ca într-un somn. Și bineînțeles că deținutul a acceptat, a fost legat de masa de operație, i s-a făcut o mică tăitură, dar nu i s-a tăiat vena, i s-a tăiat puțin așa piele, dar nimic ca toată. Și i s-a instalat lângă el o perfuzie care picura într-un vas și curgea acolo pic, 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 la început mult mai repede, cum curgea sângele, așa, simulau că curge sângele, dar nu curgea sângele, era altceva. Și picura tot mai tare, tot mai tare, după aceea a început să scadă. Și când a început să scadă, ei luau pulsul, ei luau toată starea lui, funcțiile creierului, cum mișcă tot, și spunea că a început să se streseze atâta de tare, inima s-a accelerat. Și dintr-o dată, când a auzit că sună pic cu pic, pic, inima lui s-a oprit. Și a demonstrat, este acest experiment demonstrat, acest om a demonstrat că ce ți se spune poate să te influențeze, poate chiar să te omoare. A murit acel deținut. Oricum era, sentința lui era să moară, dar o moarte mult mai cruntă prin electrocutare. Așa că a avut o moarte mai ușoară. Dar totuși, tragic. În fine, ideea e următoarea. Să avem grijă cu ce ne hrănim. Cu ce ascultăm, pentru că toate astea ne hrănesc sau ne omoară. Dacă ascultăm mass media, că e război acolo, că vine ciuma, că vine asta maimuței, cum îi spune, variola maimuței, că o să fie o catastrofă, că tot timpul hrănindu-te cu lucruri negative,
vei deveni, astea te vor duce înspre moarte. Bun, v-am arătat puțin ce important este să ai o mentalitate, să ai o învățătură, să ai un stil, să ai ceva bun sau ceva rău. Ați observat că e nevoie de o mentalitate bună ca să ajungi departe. Nu mă întind prea departe decât la comunismul în România. Mentalitatea comunistă ce a făcut din români? A făcut sclavi Europei, a făcut o țară care lumea arată cu degetul. Da, pentru că mentalitatea a fost greșită. Dar nouă Domnul ne dă o altă identitate și ne numește fii de Dumnezeu. Vă mai dau un exemplu, vă dau aceste exemple ca să vă luminez puțin în ce vreau să spun. Știm despre abolirea sclaviei, îmi place mult să dau acest exemplu și nu îmi pasă că le repet. Dar această abolire este exact ca și abolirea de păcatul care ne-a subjugat. Abolirea sclaviei s-a dat într-o anumită dată, s-a făcut un act, o petiție și legea asta funcționa. Dar cine era liber? Era liber doar cel care credea și o lua. Cel care dădea crezare legii. Sclavii negri erau pe plantații cu miile, cu sutele și trăiau în sclavie zi de zi. Fiecare care primea vestea spunea, suntem liberi! Suntem liberi! Să spunem la toți! Asta mi s-a făcut nouă. La cruce Domnul a semnat un act. Aleluia. Că poți să primești eliberarea, poți să primești o viață nouă, poți să fii liber de păcat și poți să trăiești asemeni ca El. Doar trebuie să primești. Și după ce primești libertatea asta, bineînțeles că gustând-o, vei spune și la altul, măi, nu mai sta sclav acolo. Scapă-te! Fugi! Evadiază! Asta se întâmplă când aflăm că noi suntem liberi în Hristos. Liberi de păcat. Liberi de subjugarea Lui. Da? Satan vrea să te țină acolo. Bineînțeles că proprietarii de sclav i-au biciuit, i-au bătut, i-au ținut cu forța pe unii. Dar care a fost puternic și a vrut, s-a eliberat. A fugit, a scăpat și a luat libertatea în mâini. Da, al doilea punct care aș vrea să-l aduc este trăiește la înălțimea identității tale. Extraordinar pentru mine a fost o confirmare că acest mesaj este de la Dumnezeu. Pentru că fratele grecu Emanuel a venit din Germania, așa-i? Cu aceleași texte pe care eu le-am, uitați aici, sunt notate. Galateni 5:22 și 1 Corinteni despre dragoste. Aleluia. Cine te-a pus, frate, să spui să răspăiești acolo Biblia? Slavă Lui! Aleluia. Slavă Lui! Nu luați la întâmplare anumite versete care se citesc aici, pentru că m-am mirat. Ce frumos! Despre asta vreau să vorbesc. Și anume, trăiește la înălțimea identității tale. Se spune că în 1789 a fost executat Ludovic, al 16-lea. Am auzit toți de Revoluția franceză. Și fiul lui, și exemplul ăsta vi l-am mai dat, dar e atât de frumos că vi-l spun încă o dată. Fiul lui, Louis Charles de France, așa se numea, era în vârstă de 10 ani când tatăl lui a fost ghilotinat și a fost... Revoluționarii au început să-l chinuie, să-l umilească, să-l facă ultimul om, ca să nu mai pretindă vreodată să ajungă rege. Au vrut să-l omoare și psihic și fizic. Și au reușit, la 10 ani l-au omorât. Dar se spune că călăii care se ocupau să-l distrugă psihic, îl învățau să vorbească prostii, îl învățau să facă tot felul de lucruri și la început el ținea o rezistență și spunea: eu nu mai regește știu să vorbesc. Eu nu mai regește știu să mă comport. Eu nu mai regește știu să reacționez. Și în fine, istoria e cruntă că l-a umilit și l-a zdrobit. Dar atitudinea lui a rămas în istorie. Domnul ne-a făcut fii de Dumnezeu. Prin Iisus Hristos. Cine s-a gândit că Dumnezeu, care a creat cerul, universul, pământul, și toate, vrea să ne înfieze pe noi.
Și anume, ce har ni s-a dat nouă? Din câte milioane, frate Mihai, cred că dumneavoastră știți, câte miliarde sunt pe pământ? 8 miliarde? Aproape 8 miliarde de oameni. Din aproape 8 miliarde de oameni, eu și tu, câți o mână de oameni? Și să știți că nu sunt mulți pocăiți pe pământ, adevărat. O mână de oameni să primim acest har. Ce har măreț ca pe noi Domnul să ne înfieze și să ne numim copii ai Lui. Dar trebuie să trăim la înălțimea chemării. Asta ne cheamă Iisus, asta ne învață Iisus. Și Domnul vrea să ne îmbrace cu mentalitatea asta. Ești fiul de rege. Și cum se numesc fiul de rege? M-am uitat la definiția prințului și spune că prințul este fiul unui rege. Fiul unui împărat, fiul unui domnitor. Care are drepturi de pline să-l urmeze la tron. Și ce spune Biblia? Că noi suntem fii de Dumnezeu. Și suntem moștenitori împreună cu El. Aleluia. Avem dreptul să ne numim prinți? Aleluia! Eu vă numesc astăzi prinți și prințese. Domnul să ne ajute să umblăm în această înaltă chemare. Când vom umbla pe stradă, nu vom umbla cu ifatoare. Din contra, spune, voi, eu sunt prinț și prințesă. Eu sunt fiul de Dumnezeu și mă comport ca tare. Acum, să o luăm pe cealaltă parte, prinții și prințesele la casa regală au o educație specială și anume, ei nu se duc la școlile cu ceilalți. Puteți citi despre oricare prinț sau prințesă a fost copiii împăraților, nu sunt crescuți la școlile comune. Ei sunt crescuți cu profesori speciale, cu lecții speciale, cu învățături speciale de un nivel înalt, ca să poată ajunge la nivel înalt. Noi avem o învățătură specială și această învățătură, chiar dacă lumea o ignoră, ea este minunată. Noi suntem chemați să savurăm această învățătură. Ca să ajungem la acest comportament divin, să ne comportăm ca niște prinți și prințese, trebuie să răsfoim codul regal. Aici în codul regal spune cum trebuie să ne comportăm. Și Iisus a venit ca să se dea exemplu personal pe pământ cum să ne comportăm. Și spune că dacă voi mă iubiți, împliniți poruncile mele, și trăiți ca mine. Și spunea tot timpul, urmați-mă. Tot timpul spunea, fiți ca mine. Și asta se întâmplă dacă îl credem. Și bineînțeles, noi știm, suntem pentecostali, Duhul Sfânt intră în inima noastră și ne ajută să trăim cum Domnul vrea. El pătrunde, unde pătrunde Duhul Sfânt? Știți că suntem trup, suflet și Duh. Unde pătrunde Duhul Sfânt prima dată? Adică, da, la botez, da. Mi-a plăcut că ai făcut așa, frate Cristi, pentru că știu la ce te referi. Da, la început, el cuprinde omul și când e botezat cu Duhul Sfânt, el explodează și are totul la îndemână. Adică Duhul Sfânt îl umple. Dar puțin după aceea, vedem că o persoană aceea se calmează și Duhul Sfânt sălășuiește mai mult unde? În Duh. Dar scopul lui Dumnezeu e ca Duhul Sfânt să ia și celelalte trei camere, două camere, sufletul și trupul. El este în tine. El este minunat. Duhul lui Dumnezeu, noua ta identitate, este în tine. E acolo pusă de Dumnezeu. Ești născut din nou, așa spune Domnul. Deci tu ești un om nou în Duhul tău. Numai că aceasta trebuie să iasă la suprafață și să pătrundă și sufletul și trupul. Asta depinde cât de mult asculți Duhul. Când El vorbește și îți spune, fii atent la vorbirea ta. Nu fă asta. Nu fă asta. Cu cât ești mai atent, cu atât acest Duh pătrunde și în suflet și în trup. Și la un moment dat, trupul tău va fi stăpânit de Duhul Sfânt. Am să mă leg acum de textele minunate din Galateni 5 cu 22. Te rog să le pui și 1 Corinteni 3 cu 14. Una dintre manierele care le are un prinț
în casa regală a lui Dumnezeu și când o fi în prezența lui Dumnezeu, este că este plin de bucurie. Fratele Emanuel vorbea despre bucurie și am început să zâmbesc și spuneam, fratele Emanuel mi-a luat înainte că Domnul i-a pus. Și uite ce spune, roada Duhului din potrivă este dragostea, dar dragostea o să mă cup separat. Să luăm bucuria. Dar Domnul vrea să avem bucurie. Și ce bucurie? Bucurie că câștig bine, bucurie că merge bine. Ce bucurie spunea? Bucuria mântuirii. Să avem grijă. A neprihănirii. Să nu confundăm bucuria Duhului cu bucuria care credem noi. Că-l vezi pe unul zâmbind și tot sărind, țopăind în sus. I-am văzut-o pe mama plângând și era bucuroasă de nu mai putea. I-am povestit anumite lucruri cum Dumnezeu a lucrat în viața mea într-un mod minunat și se uita la mine zâmbind și curgeau lacrimile. Aia era bucurie. Duhul Sfânt. Da, bucuria reprezintă pe Fiul Dumnezeu, pe Prinții Cerului. Pacea, pe unde mergi, trebuie să se vadă pacea. Să aduci pacea. Tu ești un reprezentant al păcii ca Fiul de Dumnezeu, ca Prinț. Amin. Și haideți să luăm așa. Să mărturisim toți acum. O să le citesc toate la rând. Și fiecare să-și spună numele în dreptul lui, să zic așa. Eu, Pavel, haideți să spunem cu toții. Și vă spuneți fiecare numele. Și am să spun așa, eu, Pavel. Voi avea dragoste, sau am dragoste. Am dragoste, trăiesc în dragoste. Așa, trăiesc în dragoste. Cum e mai bine? Da? Am dragoste, așa. Am, pentru că în Duhul Sfânt am spus că avem. Bun. Începem un exercițiu. Ca fiecare să vă identificați cu Fiii de Dumnezeu, prinții și prințese. Haideți să trăim ca atare. Și să spunem așa. Eu, Pavel, haideți. Nu, nu ziceți Pavel. Spuneți fiecare numele vostru. Frate Cristi, dumneavoastră spuneți. Eu, Cristi. Dana, tu spui. Eu, Dana. Eu, Pavel. Sunt prinț. Și trăiesc în dragoste. Sau am, haide să spunem am. Am bucurie. Și trăiesc în bucurie. Am pace. Și trăiesc în pace. Sunt îndelung răbdător. Spune, pune în credință. Sunt îndelung răbdător. În Duhul. Și asta se va aplica apoi în faptele noastre. Sunt plin de bunătate. Fac bine tuturor. Haide, spuneți acum, vreți să fiți sau nu fii de Dumnezeu? Amin. În Hristos. Suntem așa sau nu suntem? Amin. Sunt credincios. Dar nu mai spuneți amin, spune. Eu, Pavel, sunt credincios. Sunt. Haideți, următoarea. Ce mai este? Atât? Eu, Pavel, în Duhul Sfânt. Haideți. Sunt blând. Eu, Pavel, îmi înfrân poftele. A, sună un pic așa bizar, că nu prea seamănă cu ce spunem, așa-i? Cam scrâșnește, am văzut câțiva, a, Domnul să mă ajute. A. Vedeți că avem de lucrat. Amin. Dar, măi, fraților, în Domnul, în Duhul Sfânt, noi suntem deja asta. Amin. Trebuie doar să lăsăm să iasă la iveală. În Duhul, nu vi s-a întâmplat să luăm înfrânarea poftelor? Nu vi s-a întâmplat să vedeți că vine o ispită în fața voastră și auziți o voce? Ați auzit-o? Nu, nu-i bine. Oprește aici, nu-i bine. Ați auzit vocea asta? Care ați auzit? Vă rog să ridicați o mână, că nu știu, ori v-am pierdut, ori nu mă mai înțelegeți. Deci ați auzit o voce? Păi asta e Duhul Sfânt care e în tine, în inima ta.
Ideea este că trebuie să-L ascultăm pe Duhul Sfânt. Pentru că El este învățătorul nostru. Mi-aduc aminte de Alexandru Macedon. Știu că el era prinț și a fost format de un foarte mare profesor. Mi se pare că era chiar acest profesor care în matematică are multe formule. Nu mi-aduc aminte. Pitagora? Cred că Pitagora. El era profesorul lui, avea profesor special. Dacă ați văzut filmul cu Alexandru Macedon, veți vedea chiar la începutul filmului că el era sfătuit și crescut de un profesor, de un alt învățat, de un alt înțelept. Da, noi creștinii, prinții lui Dumnezeu, avem un alt profesor, și anume pe Duhul Sfânt. De El trebuie să ascultăm. În fiecare clipă. Nu am ceas la mine, dar mai apropiu de încheiere, cu repeziciune, dar vreau să citesc și din 1 Corinteni 3 cu 13 cu 4. Nu vă mai pun să spuneți că vă e cam greu și vă simțiți penibil, dar nu vă trebuie să ne înarmăm cu această gândire. Dragostea este îndelung răbdătoare. Prinții lui Dumnezeu se comportă astfel. Trebuie să ne înarmăm cu această mentalitate. Este plin de bunătate. Așa se comportă Fiul lui Dumnezeu. Dragostea nu pismuiește. Din gura noastră nu trebuie să iasă pisma. Dragostea nu se laudă. Fiul lui Dumnezeu nu se laudă. Nu se umflă de mândrie. Te rog să dai mai departe. Nu se poartă necuvincios. Ați văzut vreun rege sau un prinț? Avem în Anglia încă o familie regală. Ați văzut se comportă necuvincios oamenii ăștia? Au o ținută regală, o ținută înaltă. Ei nu se pleacă la lucruri de nimic. Îi vezi beți pe stradă sau... Egal, sau tot fel de lucruri murdare. Nu, ei se comportă foarte cuvincios. Deci noi, ca prinții de Dumnezeu, suntem învățați și suntem chemați să ne comportăm cu lumină, cuvincios, cu înțelepciune, la un alt nivel. Nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Acestea sunt maniere care trebuie să le învățăm, să umblăm în ele, să ne fie dragi, pentru că acest cod al bunelor maniere cerești ne va însoți și în cer. Cu asta ne vom plimba în cer? Cu asta vom fi legitimați în cer? Păi cum credeți că mergi acolo și tu te mâni? V-am mai spus asta. Te enervezi pe un înger și vorbești urât. Nu se poate așa ceva. Te răstești la Petru. Mai să fie. Nu se poate așa ceva acolo. Nu ajunge în stilul ăsta. Trebuie să ne înarmăm cu această gândire. Adică să trăim în această identitate. Să ne comportăm ca prinți. Dar, vedeți, așa de ușor uităm că noi suntem prinți și fii de Dumnezeu. Dacă în fiecare zi ne hrănim cu această mentalitate, veți vedea schimbare vă frumită. Eu așa am fost eliberat de unele patimi în viața mea. Când Domnul mi-a revelat acel exemplu cu sclavii negri și am descoperit că eu am libertatea oferită, trebuie doar să-mi o iau și să trăiesc în ea. Așa am fost eliberat. Și când am aflat gândul ăsta, deja s-a produs încet, încet schimbarea. Încet, încet, nu mă va mai... Deja mi-era scârbă de ce se întâmplă și spuneam, băi, nu-i corect, eu sunt liber și mă voi comporta liber. Chiar dacă astăzi am căzut, să știi, ispită, că ți-s puține zilele viața mea. Și da, Domnul a dus liberarea. Înarmați-vă, frații mei, cu această mentalitate. E nevoie de o mentalitate bună ca să ajungi sus. Dacă vă hrăniți cu o mentalitate greșită, veți ajunge jos. O mentalitate greșită poate să aducă chiar moartea. Dar o mentalitate bună vă ridică. Să ne amintim de Beni, cum spunea, pentru că eu sunt... De ce nu vrem să iei voi? Pentru că eu sunt bujor.
Dar noi să spunem așa, când satana vine și îi spune, bă, dar de ce nu te uiți tu la ispită? Pentru că eu sunt fiul de rege. Când satana vine și spune, dar de ce nu te mâni să-i spui vreodată la colegul ăsta, uite ce urât ce-a vorbit? Pentru că eu nu mă plec acolo și sunt fiul de rege. Domnul să ne ajute. Așa e, fratele meu. La lucru multe ispite sunt. Tuguran, mie coleg, și atâtea ispite avem. De atâtea ori satana se bagă banul în ban altul și te ispitește, te lovește, te... Colegii știți cum sunt, sunt așa de uneori, te atacă, te lovesc, dar acolo ne exersăm noi identitatea noastră. Și chiar dacă am căzut, spune Domnul, spune că Biblia că avem iertare și Domnul vrea să o luăm de la capăt, să învățăm lecția asta. Să învățăm să ne comportăm regește. Și când satana vine la tine și spune, hai să oricare dintre ele, de ce nu pismuiești? Și noi să-i spunem, pentru că eu sunt prinț și prinții lui Dumnezeu, nu se pleacă la pismă și la lucruri de-astea. Rămân aceste gânduri și vă rog, frații mei, să nu uităm că suntem fiii lui Dumnezeu și ne comportăm regește. Mi-a plăcut așa de mult, duminica trecută au venit tinerii de la Volsec și la sfârșit îmi spune tânărul care îi conducea, spune, așa îmi place aici la voi, că simt o atmosferă de dragoste, simt ceva special? Și zic eu, da, simt ceva special pentru că aici este o mentalitate care se impune și anume, suntem familia Betania. Satana la mine a început să zâmbească, da, cunosc și alte biserici care nu au mentalitatea asta. O mentalitate legalistă care spune, fă asta și asta, dacă nu n-ai ce căuta în biserică, dacă nu îți dai dijma, nu ești pocăit. Așa mi s-a spus. Așa mi s-a spus, cine nu-și dă zecioala, nu este pocăit. Frații mei, am atins poate un subiect care e amplu și greu de discutat, dar mentalitatea de asta, ce face din tine? O mentalitate asta te omoară, te respinge. Dar când tu spui, noi suntem familia Betania, noi ne iubim, suntem prinți și prințese, ne respectăm unii pe alții, chiar dacă greșim în dragoste, ne corectăm, mergem spre cer, toți avem o ținută înaltă, toți suntem prinți și prințese, ne comportăm ca atare, iubim pe Domnul și l-așteptăm să vină. Asta va produce diferență și trezirea se va face, vă spun, mai întâi în tine se va face trezirea, apoi trezirea se va vedea. Și nu a fost singurul care mi-a spus. Mi-a mai spus cineva care a venit aici și a spus, să știi că eu simt ceva la voi. Simți ceva special. Domnul să multiplice aceste lucruri la noi. Și mentalitatea noastră să ne schimbe și să ne întărească. Doar vreau să reamintesc, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Slăviți să fie Domnul. Amin. Amin.